Pacea Domnului, dragii noștri, toți frații și surorile din comunitatea aceasta online, Moldova Creștină, toți care urmăriți postările pe care le-am făcut pe parcursul anului, noi suntem acum cu o parte din familia noastră, suntem în satul Jdineivo din Ucraina. Suntem în vizită la Tica și Serghei. Serghei este chiar aici născut, în satul acesta, aici a crescut. Și ne bucurăm acum să ne plimbăm prin sat, dar ne folosim de ocazia, de posibilitățile care le avem online, să vă transmitem felicitarea noastră. Și aș vrea întâi să îi ofer soției mele să spună felicitarea, apoi Tica și Serghei și apoi o să vă spun și eu. Dragii noștri, vă felicităm cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în aceste zile oamenii sărbătoresc diferit Crăciunul. Cu păreri de rău, mulți chiar scot din formulă pe însăși Domnul Iisus, a cărui naștere sărbătorim. Eu vă urez ca fiecare din voi în aceste zile să gândească la darul minunat care l-a dat Dumnezeu omenirii acum 2000 de ani în urmă. Și dacă deja ați primit acest cadou de la Dumnezeu, căutați să transmiteți vestea bună și altora care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus, ca și ei să înțeleagă prețul nespus de mare a darului pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea înțelepciune ca să vestiți în aceste zile și aseara și zile care urmează vestea bună a nașterii Domnului Iisus. Felicitări și la mulți ani! Tica, metanoia! Și eu vreau să vă felicit și, de fapt, îi dau cuvânt soțul și eu voi traduce. Поздравляем вас, дорогие друзья, с Рождеством! Vă felicităm cu Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Благодарны, что в нашей культуре у нас есть такие праздники. Чи не бокурам мулт, как культура наша, цара наша же сарбатарешча часто сарбатарешча. Которые нам напоминают о том, что действительно что произошло в истории нашей Вселенной. Чи мы бокур, ка а часто сарбатарь не аминтешти беспри евенементу, кари са антемплат инно менири, на евенемент а тудио импортант. Мы должны быть очень благодарны Богу за тот подарок, который Он нам дал. Și trebuie să rămânem foarte mulțumitoși și cunoscători pentru darul pe care l-am primit. Я желаю вам, чтобы вы действительно использовали эти дни, чтобы собраться всей семьей. Și урарea noastră este ca zilele acestea să fiți împreună cu familia. И поделились тем благословением, которое мы имеем через рождение Иисуса Христа. Și împreună cu familia să împărtășiți binecuvântările pe care le aveți, de care vă bucurați prin Hristos. Чтобы каждый из отцов, каждый, кто глава семьи, подготовили свою рождественскую историю. Și fiecare cap de familie, tată, să poată povesti cum el a beneficiat, cum el s-a bucurat de acest dar. Чтобы они рассказали, как Христос пришел в мир и как Христос пришел лично в их сердце. Cum ca să poată povesti cum Hristos a venit în lume, dar mai ales cum Hristos a intrat în viața lor. У каждого из христиан должна быть эта рождественская история. История часто нашей и Христос требует фи партии день вяца фи кару христи. Напишите ее для себя и расскажите ее другим. Поздравляем вас с Рождеством. Гендите была часто история нашей религии Иисус, и мая лескунся наскут Христос и нинима вастро, и повестите часто историю тут рорчалар дежур. Поздравляем вас. Felicitări. Dragii mei, tare mult mă bucur pentru posibilitatea pe care o avem noi prin intermediul acestei tehnologii, a internetului, să putem comunica și să ne putem zidi împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Anul acesta care a trecut a fost un an binecuvântat pentru site-ul Moldova Creștină, pentru toată lucrarea aceasta Moldova Creștină, pentru că mulți oameni au auzit despre Domnul Iisus Hristos, mulți s-au întors la El, mulți oameni au luat decizia să fie adevărați ucenici. Ne bucurăm foarte mult pentru toți acei care trăiau în păcat, erau ucenici ai lui Hristos, dar care trăiau în păcat și nu știau cum să scape, să se elibereze de robia aceasta, pentru toți acei care s-au eliberat.
Și vreau să vă spun încă o dată, lucru care l-am făcut pe parcursul întregului an, totdeauna v-am îndemnat să iubiți scripturile, să iubiți învățătura sănătoasă și să căutăm cu toții să ne înrădăcinăm bine în cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem. Pentru că aceasta va aduce transformare în toate privințele, va aduce o viață sănătoasă în toate privințele. Fără cuvântul lui Dumnezeu, care este punctul de pornire, nu putem să schimbăm nimic. Iată, uitați-vă așa cum trecem pe lângă un răușor și spune în psalmul întâi, ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El, omul acesta, este ca un pom sădit lângă un izvor de ape care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Este o mare diferență între pomul care este lângă ape, cum vedeți, iată, de exemplu, salcea aceasta. Pot să o arăți, Dan? Salcea de aici, da? Salcea care are totdeauna apă. Nu duce lipsă niciodată de apă. Și un copac care este în pustie și care nu are apă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți ca să avem totdeauna bine rădăcinile lăsate în cuvântul lui Dumnezeu. Și așa vom putea să aducem roade multe. În anul care vine, dorim să, foarte mult doresc, să începem pregătirea liderilor pentru grupele de studiu biblic. Și pregătirea aceasta să o facem online. Rugați-vă și dumneavoastră pentru aceasta și urmăriți-ne pentru că vă vom anunța când puteți să vă înscrieți. Aici am venit să sărbătorim Crăciunul și apoi vom avea și două seminarii. Un seminar va fi despre evangelizare, va fi în orașul Mukacevo, și altul va fi despre, pentru familie, despre viața de familie. Vom aprecia mult dacă vă veți ruga și vă vom ține la curent cum a mers seminarul. Vă felicităm încă o dată și Crăciun fericit!